cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de dimineață. Suntem în 17 martie și putem spune că am început să vedem că se întâmplă minuni în județul Neamț. Nici nu e greu să se întâmple minuni în județul Neamț, pentru că noi așa suntem într-o zonă binecuvântată, am avut aici tot felul de lucruri bune. Prima minune s-a întâmplat ieri seară. După nu se știe cât timp, că nimeni n-a mai stat să calculeze, cu excepția conferințelor poate de presă confidențiale în tet-a-tet, reporter și președinte, am avut marea bucurie, marea plăcere să asistăm la o minune. Conducerea Partidului Social Democrat filiala Neamț a vorbit. A vorbit într-o conferință de presă. Acum, dacă mă întrebați pe mine, n-a vorbit nici foarte rău, nici foarte bine. A vorbit cum se vorbește pe la conferințele astea de presă. Ce e interesant însă e că acest lucru s-a putut întâmpla după fuga lui Ionel Arsene. S-a ținut conferința de presă, dar, cum să vă spun eu, atmosfera, cu excepția celui care a vorbit cel mai mult, Daniela Arpa, a fost una așa de un fel de priveghi. Priveghi. Lipsea o lumânare, lipseau niște borcănașe pe acolo, cu, știți, cu bombonele din alea deasupra și cu gâu fiert. Uite, o să-l rog pe Bogdan, nu mă pune imaginea asta așa care este din video, ridic-o, Bogdan, să vadă. Uitați-vă cât de tristă este lumea, singurul care își mai încearcă să salveze aparențele este Daniel Arpa. În rest, lume foarte, foarte tristă. Nu înțelegem dacă este tristă că nu mai e Ionel Arsene sau că au trebuit să vină la o conferință de presă în care să arate forță, unitate, monolit, etc., etc. Astea sunt lucruri pe care le vom vedea de aici încolo. Să luăm lucrurile bune prima dată. Primul lucru bun îl avem undeva într-un colț, dacă Bogdan dă fădată poza, pe domnul Cuc. Dacă observați, e singurul care se asortează cu culoarea partidului. Așa, nu e chiar culoarea roșu PSD, e un cărămiziu, așa. Probabil că încă nu și-a stabilit bine cuibul ca să poată să-și aducă și hainele adecvate. Da, după 2 ani de zile să-l vezi pe domnul Cuc în Neamț, este o mare realizare a domnului Ionel Arsene. Deci, a plecat Arsene, a venit Cuc înapoi. Bun, asta este primul lucru. Asta este primul lucru bun. Al doilea lucru bun. Conferința asta de presă a adunat toată spuma. Toată spuma. Tot. Avem prefect, avem parlamentar, mă scuzați. Parlamentari, prefect. Avem și un personaj care e în spatele doamnei Ioana Blaie, se vede numai capul, jumătate de cap aici. Nu știam că este în staful de conducere al PSD Neamț, probabil că este un domn de pe la Roman care a venit să susțină gruparea Roman din... Să arate că este foarte unită. Ei au venit cu tot. Au venit și cu presă. După ei și cu întrebări. Deci presa a venit și cu întrebări. Totul, deci, pregătit. Ceea ce este foarte bine, denotă o super organizare în zonă. Bun. Ce am aflat? Am aflat că sunt uniți. Știam asta. Știam că sunt foarte uniți, nici nu ne gândim că vreunul ar putea să dea la geale sau că altul și-a pus armură la spate ca să nu fie înjunghiat pe la spate, pentru că e vorba de PSD până la urmă. Un partid unit. Știam că primarii sunt alături și că niciunul nu va trăda. Exact același lucru s-a spus înainte de fiecare campanie și precampanie.
S-a mai întâmplat să trădeze câte unul, doi, dar să mai vină și din altă parte. Lucruri absolut normale. Am aflat că va candida domnul Harpa. Iarăși era previzibil, deși unii spuneau că va fi executat de domnul Ciolacu. Nu știm cu ce sprijin local, că vorba aceea, ei sunt uniți și niciunul nu se carotează pe celălalt. Am aflat că vor câștiga alegerile la Consiliul Județean. Iarăși, declarații previzibile. Am aflat că e bine în PSD, după ce a plecat domnul Arsene. Și că va fi și mai bine. Asta s-ar putea să-l supere un pic pe domnul Arsene, dar mai vedem. Nu cred că se poate ceva mai bine decât făcea domnul Arsene. Acum, ce a fost rău în ședința asta? Că până la urmă rolul nostru este să arătăm și ce nu a fost normal. Și m-am mirat că nimeni nu m-a întrebat acolo. Eu recunosc că nu m-am dus la conferința de presă dintr-un motiv simplu. După ce te-a tratat cu sictir un partid atâta timp, ar trebui măcar în conferința de presă cineva să fi spus: dom'le, ne cerem scuze față de presă că partidul a tratat-o cu sictir. Și acum vă invităm la conferința de presă, știți? Ca și cum am dat cu buretele și totul s-a șters pentru că nu mai e Ionel Arsene. El era rău absolut. Dom'le, hai să fim serioși. Toată lumea s-a bucurat că nu trebuia să dau ochi cu presa. Toți erau fericiți. Dacă vă uitați, eu sunt convins că jumătate le trimerau picioarele acolo, pentru că se așteptau la întrebări directe de genul: doamna, nu știu, doamna Bulai, cum credeți dumneavoastră că se simte fostul președinte al partidului când vede această conferință de presă? Și alte lucruri. Nu mai întrebăm, dacă întrebai pe doamna Florentina Moise, dacă mai crede că îi se păstrează funcția la Consiliul Județean. Da, pentru că are și funcția la Consiliul. Sau pe domnul Cuc. Domnul Cuc, e adevărat că domnul Arsene v-a dat cuflit și v-a trimis acasă când i-a cerut o nouă postare pentru un mandat? Da. Domnul prefect, cum v-ați simțit când a semnat ordinul de încetare a mandatului pentru fostul dumneavoastră șef? Că să nu uităm, domnul prefect a fost cu domnul Arsene inclusiv la Luțca, când se făceau chestiile alea, știți, declarațiile alea. Domnul Ciprian Șerban, sunteți de acord cu ce a spus domnul Harpa, că veți câștiga alegerile având în vedere experiența noastră în alegeri de la Rosnov, unde ați ieșit pe locul 3? Adică chestii de genul ăsta puteai să-l întrebi, nu trebuia să-l întrebi despre Ionel Arsene. Dar lumea a fost rezon, știți? De asta nu am mers la conferința de presă. Bun. Ce e rău? Păi am asistat așa la un fel de ghiveci administrativ-politic la un moment dat. De ce ghiveci administrativ-politic? Pentru că domnul prefect vorbea în calitate de prefect, la o întrebare pusă, da, a apărut acolo un domn, o să-mi cer scuze, Bogdan, să găsesc imaginea respectivă și o să mă înțelegi. O să trebuie să... Ia să vedem aici. Ia, uite, ai o poză aici. Deci, dacă observați, lângă domnul Harpa a ajuns un domn despre care nu știam că face parte din conducerea PSD Neamț, pentru că suntem la o conferință de presă a PSD Neamț, nu a Consiliului Județean Neamț, nici a prefecturii. Bine, domnul prefect este membru PSD Neamț, e ok. Dar domnul acela cu ochelari, pe care îl cheamă Brașoveanu și Sorin, este, pentru cine nu știe, omul care a condus din postura de administrator de județ, acest județ de 2 ani de zile. Deci, acest om practic coordona tot ce înseamnă investiții, lucrări, etc. Domnul Arsene fiind plecat să-și construiască casa la Tunari, cum se cheamă pe acolo.
și cu să facă rost de fonduri pentru primării, pentru Consiliul Județean, pentru podul de la Luț, ca pentru, mă rog, tot ce trebuie. Deci, domnul acesta apare la ședința PSD. Ce caută el la ședința PSD? Păi a fost invitat să explice despre lucruri de la Consiliul Județean. Ce treabă are organizația PSD acum, în momentul acesta, și de ce să dea răspunsul despre activitatea Consiliului Județean? Asta n-am înțeles-o. Și, bine, domnul a venit și a spus el cu podul de la Luț, că acum nu știu ce, pe acolo. Da, dar dincolo, n-ai la altă instituție în care nu s-au făcut nici acolo conferințe de presă. Și unde acum oamenii spun, știți, dar nu puteam noi, că șeful, că doar el, noi suntem, vai, zice, ne-am dat cu mir, zice, suntem, fu, mirosim a mir, de zici că numai. Deci, domnul Sorin Brașoveanu nu avea ce căuta în această conferință de presă. Și să ne mai spună și că, probabil că de mâine o să negociez încă cu domnul Asaftei, că domnul Asaftei va veni, da? Ce să o mai dăm cotită? Asta este o altă problemă. Nu a lămurit nimeni în conferința de presă de ce PSD-ul, cu cel mai mare grup de consilieri județeni, acceptă să aibă o conducere de la ALDE. A, bine, să spunem că domnul Asafte este la ALDE, e ca și cum am spune că domnul Neculai Pușcașu este de la USR. Știți cine e domnul Neculai Pușcașu? Consilier județean al PSD, fost membru marcant al Partidului Comunist Român, lucru de care el nu s-a dezis niciodată. Eu m-aș bucura foarte mult ca după amiază, domnul Asafte să ajungă președinte al Consiliului Județean, vicepreședinte cu atribuții de președinte, ca să nu mă critique nimeni, și domnul Neculai Pușcașu să devină vicepreședinte. Iar consilieri, că au dreptul să-și aducă consilieri, să-l aducă pe doamna Maria Gheorghe, pe domnul Dan Luca și mai găsesc vreo doi. Și refacem Comitetul Județean de Partid într-o formă oarecare. Pentru că și domnul Asafte a fost instructor, mă rog, nu mai discutăm. Deci, ce căuta domnul Brașoveanu aici? Dacă e membru PSD și are funcție, să ne zică. Numai că în momentul în care domnul este în sala PSD-ului, el teoretic nu mai avea mandat la Consiliul Județean. El avea mandat până în momentul în care doamna Soroceanu a binevoit să-i transmită domnului prefect referatul și domnul prefect să-l semneze. În momentul acesta, domnul Brașoveanu era un, hai să nu spunem urât, dar era ca un fel de șomer de lux. Pentru 24 de ore sau 48 de ore, că domnul Asafi nu-l va lăsa pe drumuri să facă naveta de la Bacău așa zăbăuc. Nu, să-l aducă din nou, că până la urmă trebuie ca cineva să-și asume niște lucruri. Și aici ajungem, de ce PSD-ul nu și-a pus el președinte? Vicepreședinte cu atribuții de președinte. Păi, răspunsul este foarte simplu. Cine este ăla care vine să continue activitatea într-un Consiliu Județean condus de Ionel Arsene 6 ani? În care, indiferent ce o spune unii sau alții, sunt multe lucruri de lămurit. Nu spun că sunt ilegale, spun că sunt multe lucruri de lămurit. Sunt multe lucruri de rezolvat. Așa că s-a ales soluția continuității cu domnul Asafte și probabil cu domnul Brașoveanu ca să meargă înainte sub oblăduirea PSD-ului până la urmă. Domnul Asafte ar trebui până la urmă să iasă să spună, domnule, eu sunt membru ALDE, dar particip la emisiunea aia, te cunosc de undeva. Știți? Să uită ăștia și zic, bă, o fi Arsene, nu. O fi Harpa, nu. O fi Ciprian Șerban? Nu. Seamănă cu Ana Bulai? Nu. Ăsta, cum îl cheamă, Asaftei, da, e PSD-ist. E PSD-ist, nu e alt. Bun. Deci, niciun PSD-ist cu capul pe umeri, dintre cei 9 consilieri, nu cred că s-ar fi înhămat să preia Consiliul Județean așa cum este el acum.
Va fi interesant să vedem ce spunea domnul Harpa și cu privire la majoritatea aceea covârșitoare din Consiliul Județean. Dacă exista o majoritate covârșitoare în Consiliul Județean, după părerea mea umilă, nu se punea problema ca domnul Asaftei să fie lider de necontestat. Pentru că, indiferent cum ar fi fost, Bucureștiul ar fi fost președinte. Dar majoritatea nu este chiar de necontestat. De la 9 până la 18, și dacă vrei să-l dai jos pe domnul Asaftei, cu două treimi, nu. De aceea s-a ales modalitatea asta. Bine, mai putea să facă și un gest de onoare domnul Asaftei, să-și dea demisia din funcția de vicepreședinte, să aleagă PSD-ul un vicepreședinte, îl punea președinte și venea domnul Asaftei din nou cu voturile majorității covârșitoare vicepreședinte. Da, până la urmă e bine cu domnul Asaftei pentru că îl cunoaștem, știm ce poate, ne cunoaște, știe ce putem toți din județul ăsta, că el este indestructibil și cunoaște foarte bine județul, cunoaște tot ce trebuie, de sus, de la, cum se cheamă, drumul de la axial, pe care nu m-am înțeles foarte sigur, l-a făcut Arsene sau dânsul, dar de la axial până la Mărgineni și de acolo până la Luțca. Bun... Cam asta e cu PSD-ul, ar mai fi multe de discutat, dar nu putem, dacă am amendat conferința de presă a PSD-ului, să nu discutăm un pic și despre primăria Piatra Neamț. Pentru că, domne, ei, cum zicea unul, la toate există o explicație. E, sunt lucruri care nu pot avea o explicație în țara noastră atât de frumoasă și de drăguță și în orașul nostru atât de șantierizat în ultima perioadă. Da, șantierizat, adică de la multe șantiere, știți. Da. Bun. Zilele trecute dădeam o știre în Mesagerul de Neamț, dacă o să o și găsesc, aș fi foarte fericit, să vedem dacă reușesc. Da... Despre birocrație și indolență la români sau de ce întârzie demolarea podului de la spital. Icișa în emisiune, în fața mea stătea domnul primar Andrei Carabelea pe 9 martie. Și spunea cu foarte mare convingere, pentru că el așa a fost asigurat de către funcționărimea din... De, nu toată funcționarea, aia care se ocupă problemă, că... În jurul datei de 15 martie, el deci, va începe lucrarea la podul de la spital, adică începe demolarea. Noi am crezut întotdeauna că suntem creduli și am crezut și ne-am dus și noi pe 15 martie să vedem cum e treaba. Am zis că poate nu avem calendarul potrivit. Pe 16 am așteptat. Bă, poate s-o fi decalat cu o zi, poate s-o fi întâmplat ceva, s-o întors soarele, merge invers. Și pe 17 am întrebat. Am întrebat pe administratorul public al orașului, care nu este, știți, cel dinainte, ăla cu inginer constructor baraje, Chile, pe unde o fi, care construiește acum în Dubai, în Arabele, în Emiratele Arabe Unite, sau pe unde o fi el să construiască, îl construiește tot acolo, ci cu nou administrator public, domnul Sorin Potolea, care... Eu trebuie să apreciez la modul foarte serios faptul că domnul Potolea a schimbat un pic modalitatea de comunicare. Adică el spune lucrurilor pe nume de obicei, ceea ce dă bine. Situația în sine dă prost, dă catastrofal de prost. Eu spun că podul de la spital o să ajungă Luțca primăriei Piatra Neamț. Nu în sensul că se dărâmă el singur, ci că va genera o problemă exact ca problema de la Luțca. Din privința birocrației și administrației. Deci, ce spune domnul Potolea? Nu avem încă certificatul de urbanism pentru demolare, pentru că nu am primit avizele necesare de la mediu, de la CNAIR, respectiv Ministerul Transporturilor, de la Apele Române. Asta e prima parte. Ne oprim deocamdată aici. Și ca să înțelegeți foarte bine, acum multe luni,
instituția numită Primăria Piatra Neamț a dat, a semnat ordinul de începere a lucrărilor pe tronsonul Decebal Traian, care cuprinde și podul ăsta. Și a predat amplasamentul constructorului. Dacă predai un amplasament, și ne întoarcem la, știți, construcțiile celebre, alea, barajele, stau și mă gândesc dacă domnul, iar am uitat cum îl cheamă, domnul fost administrator public, pasager administrator public, el construia un baraj și bănuiesc că atunci când construia un baraj avea toate aprobările făcute. E, aici descoperim după luni de zile că nu este autorizație pentru demolarea podului. Cine sunt nesimțiții ăia? Nu vreau să folosesc cuvântul imbecili. Nesimțiți. Care s-au dus la primar și au spus, băi, nea Andrei, apropo, roagă-te pentru ei, domn primar, acum pe acolo pe unde ești. Roagă-te și pentru ei, ca să le dea Dumnezeu mintea de pe urma profesioniștilor. Deci, domn primar, de rămân podul ăla așa. E ok, e ok, avem tot ce trebuie? Da, aveți tot ce trebuie. Chemați constructorul, nu e nicio problemă. Vine constructorul și zice, bă, da, autorizația, unde-i? A, ba, pardon, autorizație? Ia să vedem noi de ce n-avem autorizație. Păi, n-avem, pentru că nici n-avem certificatul de urbanism, ăla care premerge autorizația. Și acolo scrie ce trebuie pentru autorizație. Mă lăș. Și am vorbit cu domnul Potolea și el ne-a spus, pe lângă chestia asta, mai avem una. Și că sunt trei stâlpi care trebuiau scoși, care trebuie scoși, pe care am făcut solicitare la Consiliul Județean Neamț acum o lună. Acum o lună. Da. Adică foarte rapid. Am dat ordinul pentru începerea lucrărilor cu 8 luni, nu știu câte luni înainte. Și pentru stâlpii ăștia facem acum o lună. Păi care-i compartimentul ăla de indolenți? Nu folosesc alt cuvânt, v-am spus. Care nu știa ce trebuie să facă aici. Și s-a trezit acum o lună. Vă mai arăt ceva, dar parcă, sincer, mi-e jenă. Am așa o jenă. Nu încă, Bogdan. Când a cerut primăria Piatra Neamț, municipiul Piatra Neamț, Ministerului Transporturilor, de ce nu CNAIR-ului? Mă rog, Ministerul Transporturilor. Să fie de acord, hai să vedem exact ce a cerut, numai o secundă. Când a cerut, deci, așa, se impune demolarea podului existent, vă solicităm acordul dumneavoastră pentru demararea acestor lucrări de desfințare pod și asigurarea amplasamentului pentru pod nou, conform OUG 43 din 97 pentru regimul drumului. Vă trimitem atașat următoarele documente. Când credeți dumneavoastră că a cerut primăria Piatra Neamț acordul Ministerului Transportului pentru demolarea podului? Deci acordul, oameni buni. Că acum trebuie să gândească ce hârtii trebuie să dea, cum să facă. Cum... Și durează că ministerul nostru, condus de domn Grindeanu, știe să blindeze în hârtii. Ia uitați-vă dumneavoastră pe această adresă și uitați-vă la dată. Hai să încerc să o măresc mai tare, dacă pot, domnul Bogdan. Data. O vedeți? Numărul 10824. Din 14.03.2023, cu o zi înainte de ziua anunțată că va începe demolarea podului. Cu o zi înainte. O zi. Nu e degetul ăla care ar trebui să-l arăt. Cu o zi. Păi, domnule primar, domnule viceprimar, domnule administrator public,
este cazul să ieșiți. De data asta nu mai merge, că știți că băieți buni, că știți că vedeți, că știți, nu mă mai pot scărpina și în alte locuri. Ei sunt buni, dar da, volum mult mare de muncă, nu pot să facă. Domnilor, asta este bătaie de joc. La adresa dumneavoastră ca șefi, la adresa instituției și la adresa noastră. Iar nesimțiții, nu folosesc alt cuvânt, care nu și-au făcut treaba, dați-i, domne, afară, domne, măcar pe unul, domne. Să învețe și ceilalți, că nu mai e chitic primar, nu mai e toată șleachta care s-a juca în hârtii. Că nu se mai poate. Pentru voi, în primul rând. Că vă face de cacao. Știți? Nu cafea de dimineață, cacao de dimineață. Deci la primărie se poate servi cacao de dimineață. Multă. Multă și cu culoare maronie profundă. Pentru că nu este normal ce se întâmplă. Ba chiar putem vorbi aici, dacă ne ducem în teoria conspirației, de un sabotaj datorat ori prostiei, ori relelor intenții. Deci, nu se poate așa ceva. O să spuneți, domne, dar sunteți extremist. Dacă îi dă pe săracii afară, cu cine rămâne? Păi decât cu așa personaje, mai bine fără. Păi ce? Am demonstrat la Mesagerul că aveam un personaj care lua șpagă mascată de la Urban. Se știe personajul, se știe cine era, a fost promovat. Păi, în definitiv, nu trebuie să promovezi oamenii valoroși care știu cum să descurce. Eventual, poate să-i construiască primăria și o reședință în Italia. Cine știe? Poate e nevoie să facă schimb de experiențe. Cred că e cazul să ne oprim aici, pentru că după aceea nu mai știu ce se poate întâmpla la nivel de exprimare verbală și non-verbală. Cele bune, oameni buni, să ne vedem sănătoși când o mai putea.